a fost o zi de neuitat, cred eu, până în prezent, a fost cea mai principală, cea mai fericită zi din viața mea, pentru că de acolo s-a pornit Instagramul meu. 35 de milioane de urmăritori, cei mai mulți bani am fost achitat de o companie din Dubai, este vorba de 400-500 de mii de euro, dar la noi în Republica Moldova e contra. Eu să am totul, el să nu aibă nimic. Așa că am găsit prima metodă de a face bani, ceea ce mi-a dus foarte mulți bani. Cam acesta este venitul meu din Instagram. La noi în Moldova stărui să găsești un drum bun și nu-l găsești. Mașină de 50 de mii de euro. La fel era și la mine. Așa că acești doi prieteni niciodată nu am să-i uit, niciodată nu am să-i las la greu numărul 1 ce pe mine mă scoate din serie. Așa este moldovanul. Nu mă stimez, trebuie să bei puțin alcool. Tata meu este omul ideal, omul care mereu am visat să fiu ca el. Este unicul bărbat care eu îi dau nota 10 din 10. În primul rând îl respect pe el foarte mult. Tata meu niciodată nu a ridicat mâna la mama mea. Tata meu nu a strigat niciodată la mama mea în prezența noastră. Poate vreodată s-a întâmplat, nu voi pune mâna foc, dar în prezența noastră, în prezența familiei, din acest motiv, noi suntem o familie unită, eu am un frate mai mare cu 5 ani, o soră mai mică cu 5 ani, am o familie unită, îi mulțumesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc familiei mele, îi mulțumesc lui tata meu pentru că a putut menține așa liniște în familie, a putut să ne ofere maximul posibil. Îi mulțumesc și este, cum am spus, idolul meu și dacă eu visez la ceva, visez ca să fiu fix ca tatăl meu. Are foarte multe calități pozitive, este un om muncitor, este un om stăruitor, este un om, cum am spus, că la fel asta am copiat de la el, sunt gata să lucrez peste programul de lucru pentru a oferi maximul familiei mele, așa și el a fost mereu. Dacă a trebuit, a lucrat mai mult decât trebuie pentru a oferi familiei tot de ce are nevoie. De la mama mea, cred că am luat cea mai importantă calitate, bunătatea. Mama mea este foarte, are un suflet. Dacă tata este puțin mai sever, puțin mai rece, putem spune așa, mama este foarte bună la suflet, mama poate plânge de la orice, ca orice mamă. Mama mea este cea mai bună mamă pentru mine, cum fiecare dintre noi, mama lor este cea mai bună, dar totuși aici vin cu mulțumire la mama mea pentru că m-a educat. Mi-a dat tot ce e mai bun, m-a învățat cum să fiu om, m-a învățat cum să respect și m-a învățat ca niciodată să nu fac rău la nimeni. Chiar dacă cineva îmi face rău, mama mereu îmi spunea, fii tu mai bun pentru că este Dumnezeu sus, suntem o familie credincioasă și mi-a spus, este Dumnezeu sus care are grijă și o să vină și zilele bune pentru tine. Mi-a spus, mereu să fii calm și liniștit, ceea ce urmează acest sfat, ceea ce mă ajută în viață și îi mulțumesc enorm. Sportul în viața mea și are un loc aparte. La vârsta de 12 ani, pentru prima dată, am început să practic lupte libere. Cum am ajuns să învăț la liceul sportiv din Chișinău, Hristo Botev, chiar este un liceu care am să fac și o reclamă aici. Dacă aveți copii, dacă doriți ca să aibă un viitor mare în sport, este un liceu perfect, pentru că acolo le este oferit totul copiilor. Începând la vârsta de 12 ani până în clasa 12, pot practica acolo sportul. Am avut nevoie de doar 3 luni ca deja să câștig prima competiție internațională la care m-am plasat pe locul 1. Această competiție nu am să uit niciodată, era deja a treia competiție, două înainte de această competiție, nu m-am plasat pe niciun loc. După care direct pe poziția 1, cum s-a întâmplat, a fost foarte frumos. Am avut 3 lupte până a ieși în finală cu sportivi din diferite țări. Pentru ieșirea în finală trebuie să mă lupt cu un băiat care ne antrenam împreună. Mă câștiga, dacă să fiu sincer, la antrenament ne antrenam împreună, mereu mă câștiga. Eu aveam o experiență mai mare, 2 ani în fața mea de antrenament, dar eu sunt o persoană niciodată nu cedez. Dacă ar fi să pierd, lupt până la urmă. Înainte de, trebuia să vedem cine din noi iese în finală, el deja era sigur, se apropie de mine, Danu, hai să te câștig repede, după care eu în finală să nu fiu obosit, trebuia să iasă cu un băiat,
cu care la fel am mai pierdut înainte la o competiție. Eu stau și mă uit la el, cum să mă câștigi repede, ce? Nu, dar tu știi că eu te câștig pe tine la antrenament, hai să te câștig și aici că sunt băbăsut. Zic, bine, mă câștigi la antrenament, câștigă-mă și aici și o să ieși în final. Ies eu cu el, mă lupt încet, 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 pierdeam, după care am câștigat cu 3-2. A început să plângă, să vezi, a venit la mine într-un fel cu amenințări, eram copii, vârsta de 12 ani jumate. O să vezi, tu o să pierzi în final, o să pierzi, că băiatul cealaltă e foarte bun. Zic, bine, am să pierd, dar deja am locul 2 asigurat, mai rău de tine că trebuie să te lupți pentru medalia de bronz încă. El a enervat pe mine, în loc să vezi, să mă susții ceea ce aș face eu. Am ieșit în final, la fel foarte greu, erau băieți mult mai pregătiți ca mine, aveau, cum spun, ani în față de antrenament, am câștigat acea finală. A fost o zi de neuitat. Cred eu până în prezent a fost cea mai principală, cea mai fericită zi din viața mea. A fost câțiva ani, într-adevăr, minunați. Au fost niște ani în care am avut succese foarte mari. La 16 ani deja eram campion al Republicii Moldova, ceea ce câștigam finala Republicii Moldova în doar 15 secunde, ceea ce este nu imposibil, dar este foarte greu. Eram foarte bine pregătit. Tata, cu părere de rău, nu a putut să vie să privească acea competiție, acea final, pentru că era o tragedie. Un prieten de-a lui trebuia să ducă la o înmormântare. M-am dus acasă, cu toate că era supărat din alt punct de vedere, când a văzut că știa deja care e procedura, cine câștigă campionatul Republicii Moldova, se duce la campionatul european. M-am dus la campionatul european, m-am plasat pe locul 3, la fel un rezultat foarte, foarte bun. După care, cu părere de rău, m-am dezamăgit singur pe mine, nu știu din ce motiv, dar cred că cel mai mare a fost acea mândrie, pentru că la campionatul european mi-au propus să mă duc să mă lupt pentru România. Mi-au propus un salariu bun, m-am dus să cer părerea la antrenor, antrenorul mi-a spus că eu o să vii acasă, o să-ți facem un salariu aproximativ cu cel din România, eu încă învățam în liceu, o să termin 12 clasa acasă și tot așa. Am venit acasă, nu vreau să dau vina pe țară, nu vreau să dau, dar așa și a fost. Prima lună mi-a dat un salariu bunișor, a doua în jumate, a treia încă o dată în jumate, până am ajuns să am $50 pe lună. Asta și m-a făcut să renunț la sport pentru o perioadă. Pentru că mă gândeam câtă muncă este în spatele acestui sport. Nopți nedormite, zile, ore întregi, câte 4-5 ore mă antrenam în fiecare zi, din greu, diferite accidentări. Și când vii acasă și ești luat în râs cu $50, ceea ce nu faci nimic cu ei, am lăsat sportul pentru o perioadă. După care m-am dus în Irlanda, am vrut să încep o altă viață în Irlanda, m-am dus la o competiție, m-am plasat din nou pe locul întâi și iar cineva din România mi-a propus, îți facem cetățenie română, mergi să te lupți pentru noi. Așa și-a fost, am venit acasă, deja aveam 19 ani, o perioadă, cum am spus, nu mă antrenasem. Am început să mă antrenez, iarăși am făcut greșeală pentru că nu m-am luptat nici la campionatul Republicii Moldova, nici în România nu am reușit și iar trebuie să mă aștept încă un an ca să ne meresc în selecționată. Și mereu cedam, deja cedam, nu mai aveam acea răbdare și uitați-vă, aici a luat sportul meu mare, s-a sfârșit. S-a trecut o perioadă foarte mare. Am ajuns în pușcărie, aveam tot timpul din lume doar să mă antrenez. Cea mai bună formă sportivă a mea am avut-o în pușcărie. Acolo am început din nou să mă antrenez pentru că într-adevăr aveam timp mult, mult, mult. Zilnic priveam video-uri, mă motivam. Scopul și visul meu era să mă duc să mă antrenez în sală cu Conor McGregor. Mă culcam cu acest vis, mă sculam cu acest vis. După perioada de 4 ani de zile am ieșit din pușcărie. Unica ce am făcut acasă, 3 săptămâni m-am reținut, mi-a fost dor de familie, am vrut și am plecat în Irlanda să mă antrenez cu Conor McGregor. Pe contul meu de Instagram puteți vedea poze împreună cu el, video, m-am antrenat, a fost perfect. Și iară revenim la acest an, această carantină, au dat lucrurile peste cap, sălile s-au închis și am fost nevoit, am fost obligat să plec în Dubai pentru a depăși această carantină. Încă visez foarte mult, îmi doresc foarte mult să revin în sportul mare. Am sănătate, sunt sănătos, am dorință, sunt motivat, deja lucrurile parcă s-au normalizat, așteptăm să se deschidă sălile, cum se deschid, plec cu siguranță să mă antrenez în Irlanda. Cel mai mare regret al meu legat de sport, ceea ce vreau să vă dau și o lecție tinerilor care mă urmăresc, este că m-am grăbit să renunț atunci când aveam vârsta de 16 ani. Majoritatea sportivilor din Republica Moldova suferă, la mine nu a fost această problemă, am avut finanțare din altă parte, dar eram supărat, eram obișnuit că eram tratat la acel nivel când știam că apăr ciclorul Republicii Moldova și sunt plătit pentru asta cu $50 pe lună.
Mulți din cunoscuții mei cu care m-am antrenat împreună au ajuns să participe la Jocurile Olimpice, să fie premiați la campionatele europene pe seniori, la campionatul mondial pe seniori, pe când eu îi câștigam 3-4 lupte, aveam câștigate în fața lor, îi câștigam. Eu doar greșeala mea și ceea ce o regret până în prezent, că am renunțat, m-am grăbit să fiu bogat din sport. Am renunțat la sport și m-am grăbit să câștig bani din sport. Tot ce trebuie să fac și ceea ce vă îndemn și pe voi să faceți, cei care sunteți la început, cei care sunteți în sport, nu vă grăbiți. Știu că este foarte, foarte obișnuitor când vă uitați la semafor că voi sunteți în rutieră sau într-un trolebuz și sunteți cu coastele rupte, dar cineva stă într-o mașină de 50.000 de euro. La fel era și la mine când știam că eu nu am nimic, dar fac multe, așa că munciți maximum, dați tot ce mai bun, stăruiți-vă să ajungeți cei mai buni în ceea ce faceți, în sportul care voi îl faceți, pentru că nimic nu este mai plăcut când câștigi bani din ceea ce îți place ție. De mic copil am visat să ajut cât mai multe familii, cât mai mulți copilași să le ofer un viitor în viață. Pentru că mulți dintre copiii cei mici ar putea ajunge ceva mare în viață, doar că lor le trebuie o susținere. Parcă lucrurile se normalizează în viața mea, o parte din bani care am să-i câștig, numai decât am să am ca scop ca să ajut copiii care să le ofer o șansă în viață de a ajunge undeva sus. După care el când va ajunge sus, el va decide dacă va uita cine l-a ajutat sau nu. Dar scopul meu cel mai mare este ca să dai primul pas, să oferi, pentru că am mai vorbit în acest interviu, este foarte ușor să câștigi bani din sport, doar că trebuie să ajungi să fii la un nivel foarte mare. Dacă să ajungi la acel nivel mare, trebuie cineva să te susțină pentru început, pentru că nimeni nu o să vie și o să-ți achite un salariu mare când tu ești zero. Dar din acest zero, zilnic dacă vei munci, dacă cineva va investi în tine, este posibil să ajungi la un nivel foarte mare, că nimeni din campionii mondiali, nimeni din campionii, cei mai mari campioni din lume, nu s-au născut campioni. Deja ce devenim în viață depinde doar de noi și unele cazuri depind de persoanele care sunt lângă noi, dacă ne dau mâna de ajutor, dacă ne susțin, dacă ne îndreaptă pe drumul cel bun. Am fost condamnat la 6 ani de închisoare, abia după 4 ani de zile am fost găsit nevinovat. Este o istorie foarte lungă, cu părere de rău, este o istorie foarte, foarte urâtă, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că într-un final mi s-a făcut dreptate, am fost găsit nevinovat. Mi s-a oferit o sumă de 200.000 de euro despăgubire. Eu împreună cu avocații mei am refuzat din diferite motive. 4 avocați nu au putut să-mi facă nimic. În final am găsit un avocat foarte bun care la timpul lui l-a apărat și pe președintele Franței, Nicolae Sarkozy. Într-adevăr am achitat foarte mult, dar mi-a făcut dreptate. El mi-a promis că vom scoate o sumă mult mai mare despăgubire. Este vorba de 400-500.000 de euro undeva. Așteptăm să luăm acești bani, încă nu i-am luat din cauza carantinei, trebuie în luna mai să fie procesul. Știm cu toții, acest an a fost un oribil, această carantină a dat toate lucrurile peste cap. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și mereu repet aceasta, pentru că datorită lui sunt aici, sunt în viață și sunt sănătos. Că într-un final mi-a făcut dreptate și deja așteptăm să luăm acești bani. Nu sunt într-atât de importanți, acești bani vor fi bineveniți, dar cel mai important ce s-a întâmplat, eu sunt în libertate, eu mă simt liber și asta este cel mai bine pentru mine. Da, cum voi lua acești bani, 100.000 din banii care voi primi despăgubire, voi decide cui voi dona, nu o singură persoană, la mai multe persoane, dar mă voi stărui să fac cât mai multe familii fericite, pentru că trăim într-o țară unde într-adevăr este greu să recunoaștem, la mine s-a primit bine în viață datorită părinților mei, că s-au stăruit, au avut un post de muncă și mi-au oferit aproape tot ce am vrut. Dar mulți au nevoie de ajutorul nostru, nu doar de-a meu, așa că am să mă stărui. Dacă va fi acest proces cât mai repede, pur și simplu voi lua multe, multe lemne și voi încălzi multă lume din Moldova, dacă nu voi ajuta cu ceea ce vor avea nevoie. Eram în Irlanda, mă antrenam. Cea mai rea perioadă din viața mea, cred că a fost în Irlanda. Recent ieșit din pușcărie, banii nu erau pentru că am fost obligat să-mi vând propriul apartament pentru a mai acoperi cheltuielile din pușcărie. Eram în Dublin unde mă antrenam, așteptam procesul de despăgubire, totul era deja pus ca un fel de plan era făcut, iau banii de despăgubire, deschid două afaceri, eu mă antrenez, venit va fi, eu am să mă antrenez, îmi fac nume în sport și o să fie tot perfect.
Dar în viață nu este totul așa cum noi îmi dorim, asta am văzut de multe ori, așa s-a întâmplat și la mine. Am fost apelat de avocatul meu și mi-a spus că procesul se amână pentru luna mai. Acum eu mă uitam, dacă să mă angajez undeva la muncă, nu este posibil pentru că nu e posibil să faci sport de performanță și să muncești. Este foarte, foarte greu și practic imposibil. Și am făcut eu un story așa mai puțin, nu că de jale, dar pur și simplu am spus că nu știu, am ajuns într-o perioadă că nu știu ce să fac. Când colo mi-a răspuns un prieten la story, care în moment este prieten, pe atunci era un necunoscut și mi-a spus, dacă nu ai ce face, vin în Dubai, cum vom încerca ceva să facem? Nu m-am gândit deloc. Mi-a spus că îți cumpăr bilet, aveam eu bani de bilet, nu era problemă, am vrut să-mi achit biletul, el mi-a achitat biletul. Am ajuns în Dubai, din rău în și mai rău a plecat. Acolo s-a început carantina, m-am întâlnit cu acest băiat, într-adevăr un băiat bravo. Și străinii te pot ajuta, nu voi ascunde niciodată că este posibil sau că am fost ajutat. Într-adevăr am fost cazat, mi-a oferit casă, mai departe a spus, descurc-te cum poți. Așa și a fost, am cunoscut noi prieteni, am încercat o afacere să o deschidem acolo pe loc, a fost o afacere de succes care a fost foarte, foarte binevenită pe timp de carantină, pentru că noi stăteam în casă, dar încă în Dubai carantina nu e ca în Republica Moldova, ceea ce eu am văzut în Republica Moldova nu se respectă foarte multe, 2 cu mască, 4 fără, în Dubai nu există așa ceva, poți fi milionarul milionarului, dacă este pusă restricție, amenzi foarte, foarte mari. Și de acolo totul a început, totul a fost perfect, este un oraș minunat în care am să mă întorc cu prima ocazie, ceea ce planific în luna decembrie să plec vreo 3 săptămâni. Iar aici o să ne întoarcem în pușcărie pentru că de acolo s-a pornit Instagramul meu. Eu în anul 2016 am auzit de Instagram, dar nu aveam Instagram. 2017 nici nu m-a interesat Instagram-ul. 2018 vorbeam cu cineva pe Facebook, dar nu ai Instagram. Nu am Instagram, ce e asta, descarc și tu aplicația. Descarc Instagram, dai seama că ești nou într-o nouă aplicație, nu înțelegi nimic. Tot mă uitam eu, am dat urmărire la 2-3 prieteni, 2 mi-au dat înapoi prieteni cunoscuți, 2 nu mi-au dat, stăteam eu și nu înțelegeam nimic cum e procedura, credeam că este ca Facebook, da, e prietenii și asta e tot. După care am început eu să studiez Instagram, am văzut că se poate de adăugat numărul de urmăritori, am început într-un mod pur și simplu să urmăresc multe persoane, după care să mă dezabonez de la ele și am văzut că crește contul de Instagram, acolo aveam tot timpul din lume. Fiind arestat, nu aveam ce posta. Urmăritorii creșteau, dar nu aveam ce posta, aveam câteva poze din copilărie, nu a fost. Mi-a venit o idee, zic, să creez un cont de glume, ceea ce va interesa pe lume, ceea ce lumea va distribui, după care am înțeles că crește Instagram, trebuie să distribuie. A avut succes acel cont de glume, în doar 2-3 luni am crescut la vreo 10.000 de urmăritori, la fel am început să urmăresc persoane, după care să mă dezabonez și am început să facem diferite colaborări de promovări. Eu promovam unele pagini, ele mă promovau pe mine. După care am văzut altă schemă în Instagram, că dacă faci multe promovări, îți scade activul. Am mai creat un cont de Instagram, prin care eu promovam de pe contul care deja îl aveam, dar lor le dădeam să-mi promoveze contul meu nou. Și aveam un cont foarte, foarte activ. Uitați-vă așa, în 6 luni am reușit să cresc un cont de Instagram de 237.000 de urmăritori, după care l-am vândut. Pentru că cineva mi-a propus o sumă de bani și l-am vândut, nu era cont de-a mea, era un cont pur și simplu de glume. După care am creat alte două conturi și totodată îmi promovam deja contul meu de Instagram. Am început să postez ceva video din pușcărie, video unde lumea nu înțelegea, pentru că eu la nimeni nu am spus că sunt arestat. Deja am ajuns la libertate, a fost o noutate bombă, mi-am făcut între timp prieteni cu mulți urmăritori, când am ieșit din pușcărie, aproape toți m-au promovat cu istoria mea ce s-a întâmplat, lumea era curioasă, am intrat la mine pe cont și cam așa a crescut contul meu la câteva zeci de mii de urmăritori. Cei mai mulți urmăritori, la fel, un număr foarte mare a venit după ce am postat poza cu Conor McGregor, el fiind urmărit de foarte multe, 35 de milioane de urmăritori, am fost promovat de antrenorul lui și uitați-vă de aici, au venit urmăritori noi, urmăritori străini. Dar în Dubai deja a fost bomba, în Dubai fiind în carantină, sunt o persoană care mereu mă gândesc ce să fac, cum să fac, să nu pierd timpul, eram în Dubai, eram în carantină, doar în casă, 24 de ore din 24, ce să faci, stai cu telefonul în mână, trebuie să te gândești vreo metodă. Și aici au început și acele concursuri, au început și acele promovări mai intensive pentru a-mi crește contul până la 200 și ceva de mii de urmăritori.
Eu am vândut mai multe conturi de Instagram, cel mai mult cont, cel mai mare, am luat 6.000 de euro pentru că aveam nevoie de bani pentru avocat. Încă o dată spun, nu mi este rușine să recunosc adevărul care a fost, pentru că am avut nevoie, poate îmi pare rău, pentru că acel cont îmi aducea zilnic 50 de euro. Din promovări, diferite companii apelau la mine pentru a le promova, era un cont foarte, foarte activ. Dar am fost nevoit la un moment dat pentru nu a mai intra în datorii, pentru a nu împrumuta bani, deci dacă am apărut oferta, l-am adus cu 6.000 de euro. Eu cred că am organizat cel mai multe concursuri din Republica Moldova, începând din luna aprilie, săptămânal eu organizez concursuri, am început cu premii mici de 10.000 de lei, după care iPhone 11, iPhone 11 Pro și multe, multe, multe iPhone. Foarte mulți nu înțeleg aceste concursuri, foarte mulți tot îmi spuneau, Danu, de ce oferi așa de multe premii? Ei nu înțeleg că aceste premii nu sunt oferite doar de mine, împreună de mai multe persoane care voi, pentru a câștiga, pentru a participa la acest concurs, trebuie să vă abonați la un număr de persoane, 10, 20 sau 30, de obicei toți acești sponsori achită pentru a fi promovată pagina lor de Instagram. Mulți dintre ei au diferite afaceri, magazine online, ceea ce ei, cu ajutorul nostru, persoanelor care au mulți urmăritori, își măresc vânzările. Dar orice persoană, orice afacere are nevoie de promovare. Unii apelează la promovări la televizor, alții la radio, alții diferite panouri publicitare. Acum este foarte ușor să fii promovat pe Instagram și uitați-vă, cu ajutorul acestor concursuri, noi și nu doar eu, majoritatea influencerilor din Republica Moldova și din întreaga lume vă ajută pe voi să vă măriți vânzările în magazinele voastre online. Cei mai mulți bani am fost achitat de o companie din Dubai, de o companie care au mașini spre chirie, mi-au achitat 5.000 de euro pentru a fi sponsor pentru vreo 15.000 de urmăritori. La fel am un contract cu ei care mi-a oferit mașini gratis, le iau în chirie pe toată viața, dacă mă duc în Dubai, când am nevoie pot să iau fără nicio problemă, pentru că ei nu au crezut că este posibil ce le-am făcut lor pe pagina de Instagram. I-am pus sponsor pe 10 minute, când au văzut că le-au venit vreo 200 de urmăritori în vreo 10 minute, eu au spus că continuăm, spune ce sumă vrei. Eu în glumă le-am spus o sumă care mi-a trecut în cap, eu au spus chiar acum te achităm și nu e nicio problemă. Și am luat o sumă foarte, foarte mare, ceea ce eu în Dubai, pentru ei cred că este normal. O fetiță din Hâncești a câștigat acel iPhone, s-a dus sora să-i mâne telefonul și a ales banii pentru că avea nevoie de bani. S-a pus în genunchi și a început să plângă, o că nu cred că este posibil așa ceva, o că banii voștri mi-au schimbat viața. Nu știu cum poate, 800 de euro îmi pare că i-a oferit pe acel iPhone 11, nu mai țin minte, nu știu cum 800 de euro ar putea să-ți schimbe viața, dar atunci am înțeles că lumea se bucură, într-adevăr se bucură, eu tot m-aș bucura, într-adevăr gratis nu-ți dă nimeni, acum să vii cineva zic că da, nu ține 100 de euro, m-aș bucura, dar nici într-atâta, s-a pus parcă s-a acoborât Dumnezeu pe pământ. Cel mai mare premiu a fost un concurs care l-am organizat împreună cu Daniela, în care am oferit un Mercedes. Cu părere de rău, nu știu de ce, câștigătorul a ales bani, nu a vrut să iei mașina, pentru că noi am oferit, din start am spus că oferim ori 15.000 de euro, ori Mercedesul. Câștigătorul are voie să aleagă la toate concursurile care le organizez eu, are voie să aleagă ori banii, ori premii. A fost foarte bucuros, într-adevăr, un băiat foarte, foarte bravo, a rămas mulțumit, a promis cu acești bani va deschide, va începe o afacere care se va tărui să facă ceva bun, să rămână în țară, pentru că era o persoană care circula, adică era șofer, din câte țin minte. Sper ca Dumnezeu să-l ajute să-și îndeplinească acest vis. Foarte mulți cred că din Instagram se câștigă milioane, într-adevăr, din Instagram se câștigă milioane, doar că nu în Republica Moldova, să înțelegeți asta corect. Cristiano Ronaldo câștigă milioane și mulți ca ei, la ei o promovare costă 800.000 de dolari din câte cunosc. La noi, Republica Moldova, se câștigă bani. Eu zic mersi de ceea ce este, la fiecare concurs organizat de 500-600 de euro îmi rămâne venitul meu. Reclama pe Instagram, la fel, costă bani, ceea ce eu ultimul timp puteți vedea la mine la story, nu prefac recomandări. Din ce cauză? Pentru că fac aceste concursuri, pun acești sponsori care voi puteți faceți direct cunoștință cu el și totodată le vine și un număr mare de urmăritori. Așa că, hai să spunem că fac 400 de euro din reclamă pe săptămână.
600 de euro dintr-un concurs. Cam acesta este venitul meu din Instagram. Dar aici nu trebuie să judecăm pe nimeni, pentru că fiecare câștigă banul așa cum poate, așa cum vrea. Nu trebuie să fiți invidioși pe cei care câștigă sute de mii de euro. Eu chiar mereu am spus și sunt bucuros când prietenii mei au cap pe umeri și câștigă mulți bani. Pentru că dacă am nevoie de ajutor, am la cine să apelez. Voi nu fiți invidioși nici pe mine, nici pe alții. Stăruiți să vă faceți ceva mult mai bine, mult mai reușit, ca să depășiți această persoană, ca să fiți o persoană de succes. Și vă asigur, când o să faceți ceva cu greu, când o să înțelegeți cât de greu este în viața asta pentru a obține un lucru mare, atunci nu o să aveți nici timp, nici curajul să mai vorbiți despre cineva. Aș dori să fac o mică comparație între influencerii din Republica Moldova și cei din Rusia sau din alte țări ale lumii. Ce am observat eu în Republica Moldova? Suntem o țară foarte mică. Noi, în loc să ne ajutăm unii pe alții, ei încearcă să mănânce unii pe alții. De exemplu, în Rusia, toți instagramerii mari, ei au crescut unul cu ajutorul la altul. Pentru că dacă eu am 1000 de urmăritori și tu ai 1000 de urmăritori, eu ți-aș face ție o reclamă și tu mie una, ori vine un număr de urmăritori de la mine la tine. Dar la noi în Republica Moldova e contra. Eu să am totul, el să nu aibă nimic. Și aici apare și acea invidie. Stați liniștiți că cei care au de cumpărat reclamă de la voi, publicitate, o să o cumpere. Fără să-i obligați voi sau fără să fiți invidioși pe alții. Așa că doar împreună puteți să ajungeți undeva sus. Instagramul ce e legat de mine, dacă mâine ar dispărea, pentru mine nu schimbă nimic. Doar acele persoane care mă urmăresc de suflet. Eu nu știu câți sunt, nu știu care mă urmăresc pentru concursuri, nu știu care mă urmăresc că mă plac ca persoană, dar celor care sunt, vă spun încă o dată, unicul regret care să-l am dacă va dispărea Instagramul sau eu de pe Instagram, va fi că voi fi de parte de aceste persoane. Dar restul, venitul de pe Instagram, toate acestea se pot face venit și din altă parte. Așa că vă dau un sfat celor din Republica Moldova, influencerilor, fiți împreună, fiți mai uniți, nu cu mine. Pe mine mă lăsați într-o parte, voi între voi fiți uniți, ajutați, că doar împreună puteți ajungeți undeva sus. Pentru că vă dau un exemplu. Eu mâine am să deschid o patiserie, dacă să invit 10 influenceri la mine, la deschidere, eu o să mă promovez, eu cu ajutorul lor voi avea vânzări foarte mari. Mâine, poi mâine, tu o să deschizi o spălătorie auto, un magazin de haine. Tu dacă o să mă inviți pe mine, eu la fel am să-ți răspund cu aceea monedă. Eu am să te ajut pe tine, tu vei câștiga, vei avea un venit cu ajutorul meu și eu cu tine. Și doar așa împreună putem crește. Sper că asta o să înțelegeți, sper că trebuie să înțelegeți. Dacă vorbim despre afaceri, în doar 2 săptămâni am să vă invit pe toți doritorii, deschid o patiserie cu numele La Dănuț, fac ceva extraordinar, ceva foarte, foarte frumos. Este o patiserie care sunt absolut sigur că timp de un an jumate maxim vor fi 5, 6, 7, chiar și 10 Republica Moldova, pentru că am un scop, am un vis foarte mare, doresc să îndulcesc cât mai multă lume, doresc ca cât mai multe persoane să mănânci ceva bun și vin cu ceva gustos, vin cu ceva ceea ce în Republica Moldova încă nu este, așa că la deschidere o să urmăriți contul meu de Instagram și o să veniți cu toții. O altă afacere, dacă vorbim despre afaceri, am deschis primul schimb de cripto din Republica Moldova, de luxury. În Republica Moldova nu a fost și încă nu este până în prezent, a meu este primul, este deja totul licențiat, este totul deja super. În vreo 10 zile vom face deja primele schimburi. Vor putea veni persoanele, cum te duci la un schimb valutar, să schimbi din euro în lei, a noi să poți din monedă digitală, Bitcoin, Ethereum și tot așa, să schimbi în bani, cash și invers, din cash în monedă digitală. Ceea ce iubesc cel mai mult, că niciodată în viața aceasta nu am lucrat la cineva, nu am fost obligat să depind de cineva sau să mă scol o anumită oră. Dar asta nu înseamnă că am fost irresponsabil sau nu mi-am dorit să câștig. Mereu am visat să câștig cât mai mult, doar că am știut una și bună. Dacă voi lucra la cineva, cum am mai spus astăzi în acest interviu, aș putea să-mi socot salariul pe toată viața, ceea ce nu mă aranjează deloc să știu de azi cât voi câștiga în următorii 30 de ani. Așa că am decis, încă de mic copil, am decis că pentru a fi bogat, pentru a avea cât mai mulți bani, trebuie să faci ceva unde nu ai avea o limită. Am început la o vârstă foarte mică, încă de când mă antrenam, a vinde telefoane. Fratele meu era în România, acolo, era la universitate. Am văzut că prețurile sunt mai mici la cele telefoane. Părinții mei ofereau tot ce aveam nevoie pe acele timpuri, dar
simțeam că deja am nevoie. Am nevoie să ies cu o fată, am nevoie să-i ofer un buchet de flori, am nevoie de mai mult. Îmi era oarecum rușine să-i spun mamei să-mi dea bani mai mulți. Așa că am găsit prima metodă de a face bani, de a cumpăra acele telefoane și de a le vinde. După care am trecut la următoarea etapă, o perioadă foarte bună din viața mea, o afacere cu carnea, ceea ce mi-a dus foarte mulți bani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, acei bani au fost reinvestiți în alte mici afaceri care mi-au adus o venit. Dacă nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat în Franța, toată această perioadă care eu am fost arestat a fost din cauza acestei afaceri cu carnea. Este o istorie foarte, foarte lungă. După care m-am întors înapoi în Republica Moldova pentru a scrie o istorie, pentru a face ceva mare, pentru a face, cum v-am spus, vreau să fac o rețea largă de patiserii la Dănuț, ceea ce sunt sigur că o să-mi reușească. Am fost mereu înconjurat de foarte, foarte multe persoane, ce îmi părea cam mii de prieteni. Până s-a întâmplat ce s-a întâmplat în viața mea și am înțeles că acei mii de prieteni care eu îi consideram erau doar niște cunoscuți care doar erau alături de mine pentru diferite interese. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că i-am întâlnit, pentru că datorită lor am putut selecta, am putut vedea care sunt acei prieteni adevărați. Și am doi prieteni care acum, dacă m-ar telefona că au nevoie, îmi cer scuze că vorbesc asta, m-aș scula de la acest interviu și aș pleca. Pentru că ei sunt prietenii mei adevărați, pentru care eu sunt gata să ofer ultimul leu din buzunar, ultima bucățică de pâine și sunt gata, dacă ar trebui, și să mor împreună cu ei. Pentru că a fost greu, în pușcărie este un loc foarte greu, un loc blestemat, cum eu l-am numit. Susținerea lor, mesajele lor, vorbim și financiar, era ceva perfect. Când primeam un mesaj sau când vinea un curier, Tudor, prietenul meu, mi-a trimis bani pe cont. De mâncare, vorbim ceea ce elementar în pușcărie ai nevoie pentru a supraviețui. Și uitați-vă acești bănuți care ei m-au ajutat. Eu am ieșit, le-am dat de 10 ori mai mult înapoi, cu toate că nu este vorba în bani, dar banii lor m-au salvat acești 4 ani de zile. Așa că acești doi prieteni, niciodată nu am să-i uit, niciodată nu am să-i las la greu. Sper și mă rog la Dumnezeu ca niciodată ei să nu aibă nevoie de ajutorul meu. Dar dacă vor avea nevoie, eu asta le-am spus lor, să fiu prima persoană pe care trebuie să o apelați. Așa că prietenii adevărați sunt și la bine și la greu. Acei prieteni care sunt alături de mine, alături de voi, doar când vă este bine, nu sunt prieteni, sunt doar niște cunoscuți care ca ei puteți găsiți mii sau sute de mii întreaga lume. Totuși, a trăi fără prieteni este foarte, foarte greu, așa că încă urmăresc să-mi fac cât mai mulți prieteni, dar prieteni adevărați care să fie alături de mine, nu pentru ceea ce am, nu pentru ceea ce voi avea și chiar dacă nu voi avea nimic, să fie lângă mine pentru cine sunt eu, pentru Dan și doar atât. Prietenia dintre un băiat și o fată este posibil, eu la fel, am cea mai bună prietenă care o respect, o stimez și nu este posibil să trecem acea limită care mulți spun că cu timpul te îndrăgostești. Nu, nu este, este posibil o prietenie între un băiat și o fată. Eu recunosc că am o prietenă, cea mai bună prietenă, care niciodată nu am să-mi permit să trec această barieră. Asta e secret deja. Și nu Iania? Nu, Iania. Iania e cu mătă și are prietena cu mătă. Un bărbat adevărat niciodată nu va ridica mâna la o femeie, ceea ce urăsc, pentru că niciodată un bărbat nu ar trebui să-și pună forțele cu o femeie. Un bărbat adevărat trebuie să aibă grijă de familia lui, în primul rând, pentru a nu-i lipsi nimic în casă. Eu voi lucra 24 de ore dacă va fi nevoie ca să-i ofer maximul viitorilor copii ai mei. La un bărbat mă dezamăgește în primul rând când nu are cuvânt, când nu își poate ține promisiunile sau când se plânge. Urăsc când văd bărbații sănătoși complet, ei se plâng, ce să fac, cum să fac, că mi este greu. Nimic nu este greu, dacă alții s-au descurcat, cu siguranță te vei descurca și tu. Așa că doar caută metode noi, dacă vorbim de bani, de a face bani, dacă nu, fă fericit femeia de lângă tine. Este foarte urât pentru o fată care își vinde corpul sau care este mămică și își abandonează copilul. Aceste două tipuri de femei, sincer, le urăsc. Mă scoate din sărite foarte mult în Republica Moldova. O mare problemă eu am cu drumurile țării. La noi în Moldova stărui să găsești un drum bun și nu-l găsești.
suntem în capitală. Nu mai vorbim de satele Republicii Moldova, cu siguranță nu am reușit să mă duc în toate, dar vorbim despre capitală. Ce drumuri avem? Cum să nu te scoată din sărite aceste drumuri? Că dai din groapă în hop, este vorba moldovană și așa și este. Într-adevăr, asta mă scoate din sărite, cred că numărul 1 ce pe mine mă scoate din sărite. La oameni mă scoate din sărite că nu sunt persoane responsabile. În Republica Moldova, ceea ce am observat, de exemplu, iar am să fac aceste comparații pentru că lumea care ne urmărește să înțeleagă. În Dubai, tu dacă ai programare la ora 9 și tu te duci la 9.01, tu deja nu mai ești acolo, ești eliminat din lista ta de așteptări. La noi, la Moldova, ai programare la ora 9, poți intri la 9.30. Pentru ce mai faci această programare? Nu înțelegeți că timpul este foarte prețios. Cea mai mare tradiție care îmi place la moldoveni sunt sărbătorile. Îmi place foarte mult că noi avem multe sărbători, pentru că la aceste sărbători, într-adevăr, ne putem uni familiile, prietenii, rudele, împreună. Avem multe. În familia mea, hramul casei este numărul 1. Este Sfântul Nicolae, la fel este ziua tatălui meu, Nicolae și-l cheamă. Este o zi magic pentru noi, este o zi sfântă. Aceasta este, cred că, cea mai mare bucurie când familia este unită la masa în casa în care am crescut. Nu știu dacă este o tradiție, dar ce nu-mi place mie la moldoveni, pentru că dacă te duci la o sărbătoare, într-un fel, ești obligat pentru a servi alcool. Nu că ești obligat, așa este moldovanul. Nu mă stimez, trebuie să bei puțin alcool. Uite, asta nu-mi place la moldoveni, nu știu din ce motiv. Ultimul timp eu deja m-am certat cu câțiva cunoscuți, i-am spus, eu văd masa, dacă aș avea nevoie, eu aș servi. Dar așa este moldovanul și mai ales dacă consumă alcool peste măsură, deja exagerează. Și ești obligat aici, ori să te cerți, ori în unele cazuri să-i bați. Această întrebare foarte des o întâlnesc. Danu, ce părere ai despre fetele care își înșală bărbații și invers? Eu ca bărbat nu văd și nu știu cum ar putea să-mi înșel iubita sau soția mea. În primul rând este o alegere, este alegerea mea, dar dacă eu am ales o fată, înseamnă că eu am ales-o că îmi place. Și nu aș vedea cum aș putea să-mi înșel, să-mi încalc alegerea mea. Dacă eu sunt o persoană foarte direct, ceea ce eu mi-aș permite să-i spun la o fată, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul petrecut împreună, pentru clipele frumoase, dar la noi aici ia sfârșit totul. Nici într-un caz să înșeli jumătatea, să înșeli persoana care ți este alături, pentru că eu cred că aici faci două greșeli. În primul rând, nu-ți respecti alegerea ta, într-a doilea rând, faci suferi acea fată, ca în cazul meu dacă vorbim de fată. Și mereu m-am gândit și invers, pentru că eu am soră, cum am spus, și nu aș permite ca cineva să-și bată joc, să-mi înșele sora. Și din acest motiv, cred că cel mai tare, eu la fel, nu aș face niciodată acest lucru. Dar persoanelor care nu le ajunge ceva, care doresc ceva mai mult, nu știu, trebuie să găsiți acea persoană care să vă ofere totul, care să nu vă oblige să vă duci să căutați în mahala altceva. Violența în familia mea nu a fost niciodată și sunt contra acestei violențe, pentru că prin violență nu poți rezolva nimic și din acest motiv violența trebuie exclusă din oricare familie. Nu-i ceva care poate duce la ceva bun. Cel mai bine, dacă lucrurile nu merg cum trebuie, te așezi la o masă, discuți, vezi unde s-a greșit, unde se poate de rezolvat ceva. Dacă nu, pur și simplu, dacă vorbim între soț și soție, fiecare să meargă pe drumul lor, dar acei copii, acei copilași nu ar trebui să vadă această violență, pentru că de prezentul de astăzi depinde viitorul lor, ceea ce o să vadă la familie, la părinții lor, asta vor face și ei în familiile lor. Pe numărul 1 este Titanic, ceea ce cu siguranță mulți dintre voi îl cunosc. Este un film care prima dată l-am întâlnit, l-am privit la vârsta de 17 ani, când am întâlnit acea fetiță cu care am fost 3 ani jumate împreună, care m-am îndrăgostit pentru prima dată, să vorbim de dragoste, de iubire, care deja eram gata la vârsta de 20 de ani să mă căsătoresc.
Am privit acel film o dată, după care a doua zi încă o dată. A fost un film într-adevăr o romantică deosebită și nu-l voi uita niciodată acest film. Dacă voi avea timp, în această seară cred că am să-l mai privesc încă o dată. La fel, Prison Break este un serial care l-am privit de mai multe ori. Nu știu de ce, mi-e un film care îmi place, îl privesc în rânduri repetate, poate este la mai mulți asta. Este un film, cu toate că înțelegi că este film, dar parcă tu trăiești acolo momentul, parcă vezi acolo acea prietenie, ce se întâmplă în interiorul acelei pușcării, care într-adevăr vezi prietenii care sunt prieteni, care se ajută și există acele persoane invidioase, este și în viața reală, în viața de zi cu zi, fix aceeași, de aici poți face o comparație între acel film, parcă am trăit acel film pe loc. Și vorbim despre un desen animat care îmi place foarte mult, nu este un film, este un desen animat care mă uit chiar și acum, Tom și Jerry, ceea ce este copilăria a mea, copilăria multor din voi, îl privesc când am timp liber și acum mă uit 10 minute să-mi aduc aminte de copilărie. Am fost întrebat de foarte multe ori dacă va fi acest meci între Conor și Khabib, cine va câștiga. Va câștiga, cu părere de rău, Khabib, ceea ce Conor este practic ca un prieten pentru mine, vă spun, mulți îl văd pe Conor într-un fel. Acesta este lucrul lui, să fac show și ceea ce face, dar el ca om este un om cu inimă de aur, este un om care a ajutat foarte multe persoane, este un om care are un respect deosebit când vine în sală, eu de la persoanele simple, de la sportivii simpli, care ei, vorbim de sportivi de Republica Moldova, ei nu au niciun rezultat, întâmplător au ajuns într-o divizie în România să joace fotbal și deja nu mai merg cu picioarele pe pământ. Conor McGregor este la un nivel foarte mare. El are timp să intre în sală, să salute cu fiecare persoană în parte, să-ți dorească un antrenament plăcut, să-ți zică succes la antrenament și după ce ai avut o luptă cu el, să vii să-ți mulțumească, zică mersi pentru antrenamentul de astăzi. Ceea ce de la persoanele simple, rar când întâlnești aceasta, sau nu că rar, dar nu de la toți. Sunt persoane care au uitat să margă pe pământ. Dar despre această revanșă, dacă va fi, eu voi ține cu Conor McGregor, dar cu părere de rău va câștiga Khabib. Pabeg este urmă. Da, cum e? Prison Break. Prison Break, da, m-a uitat de asta. Te uiți la mine, măi. Nu, dar eu nu știu cum filmează. Aici stăiem. Ok.